Caravana medicală organizată de Lions Club București Cosmopolitan, Asociația Doctor pentru Sănătate cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și al Consiliului Județean Mehedinți, duminică și luni, a adus în județul Mehedinți 10 medici voluntari din centrele universitare din toată țara. În deschiderea acțiunii, fiind organizată o conferință găzduită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Există numeroase studii care demonstrează faptul că prevenția salvează vieți. Mâncatul sănătos, exercițiile fizice constante, evitarea tutunului și realizarea constantă a analizelor și a testelor de screening sunt cele mai bune metode prin care o persoană poate avea grijă de ea însăși. Tocmai de aceea, mehedințenii au posibilitatea în perioada 12-13 mai să își facă gratuit investigații medicale prin intermediul unei caravane ce va fi amplasată în două zone importante ale județului, mai exact comuna Cujmir și Eșelnița. Caravana medicală completează eforturile pe care Consiliul Județean Mehedinți le-a făcut pentru ca oamenii să beneficieze de servicii medicale bune. Prevenția este un proces foarte important pentru sănătatea publică și de-a lungul timpului am sprijinit mai multe acțiuni care să ajute la depistarea eventualelor probleme medicale. Consiliul Județean Mehedinți vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră și nu numai ce ați făcut pentru noi în aceste zile, pentru tot ce faceți prin țară, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este deosebit și puțin oameni fac. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă asigur de tot respectul meu și al instituției pe care o reprezint și în măsura în care timpul vă va mai permite, vă vom mai aștepta pe la noi cu județ, pentru că acțiunile dumneavoastră sau ceea ce ați făcut în aceste două zile a prins foarte bine aici. Monica Moț, voluntar în cadrul Lions Club București, cât și directorul Direcției de Asistență Socială Mehedinți, și-a dorit ca această caravană să ajungă și în județul nostru, deoarece prevenția este cea mai importantă. Caravana medicală Lions Cosmopolitan București împreună cu Consiliul Județean au luat decizia să vină în Mehedinți și să organizăm această campanie de prevenție. După cum vedeți, aici sunt foarte mulți pacienți care așteaptă să fie evaluați și sperăm că fiecare dintre noi să înțeleagă importanța prevenției ca tratarea să fie mult mai simplă a problemelor de sănătate. Cetățenii au fost extrem de încântați de prezența acestei caravane în comuna Cujmir, deoarece mulți dintre ei nu își permit să meargă la un consult sau pur și simplu așteaptă până în ultima clipă. Înțeleg că e un lucru foarte bun. Da, da, da. În acest moment aveți ceva dureri sau ați venit pur și simplu? Cu inimă, cu ochii și cu urechile și cu diabet. Deci vă ajută acest lucru? Da. Foarte important pentru sănătatea omului. Uite cum suntem noi operate și de încurcături și de mai multe operații. E foarte bine că ne controlează să vedem cum merge sănătatea în continuare. Și mulțumim, domn primar, că dânsul este cu toate. Îi mulțumim. Domn primar, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, a organizat această caravană. Da, îi mulțumim. Este un lucru foarte bun. Da, foarte bine. Și să meargă tot înainte. Tot așa, că îl iubim pe domn primar, că el face multe pentru populație. Echipa de medici specializați a fost prezentă pentru a oferi gratuit consultații și tratamente de calitate în diverse domenii medicale. Prevenția este 90% din ceea ce facem, motiv pentru care, ăsta e scopul pentru care suntem aici. Este o nevoie a oamenilor să conștientizeze că din când în când e bine să verificăm și atunci prevenția rămâne, cred că, succesul, cheia succesului pentru o rezolvare a problemelor. De asemenea, au participat și voluntarii Leo Club Drobeta, care au vrut să le fie de ajutor atât medicilor cât și tuturor celor implicați în această acțiune. De importante sunt astfel de acțiuni. În opinia mea, consider că sunt definitorii în prevenția bolilor, care sunt mai ales specifice vârstelor înaintate și geriatricilor. Astfel, cred că este o activitate foarte importantă. Caravana medicală organizată de Lions Club București Cosmopolitan, Asociația Doctor pentru Sănătate cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și al Consiliului Județean Mehedinți, duminică și luni, a adus în județul Mehedinți 10 medici voluntari din centre universitare din toată țara. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a implicat activ în tot ceea ce înseamnă infrastructura de sănătate din județul nostru. Tocmai de aceea, toate unitățile spitalicești de pe raza județului nostru au fost reabilitate și modernizate, totul pentru ca cetățenii să poată beneficia de cele mai bune condiții și de un act medical de calitate. Prevenția este un proces foarte important pentru sănătatea publică, iar de-a lungul timpului, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a sprijinit mai mult
multe acțiuni care să ajute la depistarea eventualelor probleme de sănătate.